Și așa cum vă spuneam, fiecare dată când dăm peste câte o problemă importantă, frumoasă, eu mă descurc foarte greu de problema respectivă și tot stau și îmi spun ce a fost în problema cea anterioară decât un lucru spectaculos, anume autorul. Tot de un limbi, Au, problema aceea a avut următoarea subproblemă. Deci el știa o problemă dinainte. Că totdeauna, un număr care nu se divide la nu se divide la 5, m-am gândit problema. Deci dacă ai mii nu se divide la 5. Deci dacă un număr ai nu se divide la 5, atunci înseamnă din urmă împărțirii cu rest, că restul de împărțirii ce numere pot să fie la restul de împărțirii la... Ai ceva de întrebat? Ai ceva de întrebat? Restul de împărțirii, dacă sunt divizi la 5, ce restul de trebuie să avem? 1, 2, 3 și 4. Deci, înseamnă că ai, ăsta este egal cu 5, ca multiplu de 5 plus resturile care pot să fie 0, 1, nu 0, 1, 2, 3 și 4. Da? 1, 2, 3 și 4. E vorba de problema de ideală trecută, dar ideea. Eu spuneam, am început lecția spunând așa, că cu greu mă desprind de o problemă pe care o am la urmă. Așa cu caut, și restul de nou, fiind 1, 2, 3 și 4, atunci ai la a patra, totdeauna un astfel de număr la a patra, este de tipul 5 pe plus 1. M-am amintit, da? Asta am uitat. Că totdeauna este un multiplu de 5, da? Multiplu de 5 plus 1. Demonstrația am făcut-o data trecută, dar asta era problema. Deci, autorul acela care a propus problema, când ne-a zis nouă suma aceea, este egal cu A1 la 4 plus 2, A2 la 4 plus A3, A3, A3 la 4 plus și-a mai departe plus, dacă vă amintiți, 500 ori A indice 500 la a patra. Să se arătă că așa se sumă, se divide acum la 5. Dacă vă mai amintiți, eu repet, tot timpul sunt frământat de lucrul acesta și vreau să vă transmit și vouă acest mesaj, vouă și tuturor prietenilor noștri, că mă frământă să văd ce a avut el în culise, de la ce idee a plecat autorul. Pentru că ceva, zic, trebuie să fi fost. El nu a apărut ideea asta în general, ci așa, peste noapte, ci a avut la bază o altă problemă. Și problema asta a fost. Și l-a abandonat ușor. A gândit la acest exercițiu foarte mult după. Și ăsta e mesajul pe care vreau să-l spun foarte tare. Da? Deci nu plecăm după ora aceea, la cita, absolutit din greu, și gata, am părăsit problema și am terminat-o și m-am tot întrebat ce a avut el la bază. Ce a fructificat acolo? El era deja o problemă de asta cunoscută. În literatura din specialitate, în multe ieșiții, asta era cunoscută. Nu o știam noi, dar ea e cunoscută. Că dacă un număr nu e multiplu de 5, atunci, la puterea a patra, va fi de tipul 5 pe plus 1. Acest lucru... Nici a plecat. Asta era cunoscută. El a știut-o. Exact. Problema asta. Și acum și-a construit eu o sumă ca să facă să fie așa spectaculos, să creeze o impresie deosebită și nu știu ce. Dar el avea rezultatul ăsta. Așa se compune găștițile. Pe baza unei probleme știute, vine ceva și vine un pic și mai ridică un pic și dacă e
Adică un pic ștercheta. Și asta apare, asta creează, zice, sentimentul de noutate. Dar lucrurile merg de neapărat în aproape. Există o serie de probleme care constituie, să spunem, literatura specialitatea, pe care ne bazăm și dezvoltăm continuu. Am vrut să vă spun acest lucru pentru că merită să înțelegeți așa. Matematica nu înseamnă pur și simplu parcă ieși din codru și te apuci și faci matematic, fără să știi, tu ești de inspirat și tu nu știu ce, nu. Se construiește în aproape, în aproape. E actul de creație. Și pe asta insist eu foarte mult, nu știu dacă m-ați sesizat. Eu nu mă frământă mult să acumulăm cunoștințe, informații, să-i punem în stiv, așa, ca farfuriile, una peste alta. Și mă interesează de legăturile din el. Nu le poți nici farfurile acelea, nu poți arunca un cum acolo, da. Decât dacă fiecare își ocupă poziția ei acolo, stivă, să stea bine. Da? Asta e mai important. Mă întorc acum și să vedem o altă problemă. Ceva dacă aveți pentru tema de zi? Da, Doamne, ăsta e dedicat la contract, știi să le faci? Care? 0,2 la a doua. 0,1 la a doua. Da, 0,2 la 0. La a treia, știi să le zici? Ce înseamnă la a treia? Sunt să mărții. 0,2, 0,2, 0,2. 0,2, hai să facem mai. 0,2 totul la a treia. Da, de înseamnă. 0,2. Vreau să insistăm și pe lucrurile mărunte. Că de multe ori se întâmplă așa. Cât fac 0,2, 0,2, Davide? 0,2, 0,4? Nu cred. 0,04. Da? 0,04. Și aici încă sunt încă o dată 0,2. Va face 0,008. Pentru că am 3 decimale. 1, 2, 3. Și atunci mi-am creat spațiu pentru 1, 2, 3 decimale. Altfel, ia să vedem sub formă de fracție. În loc de 0,2 poți să zici cât, cum. Ca o fracție. Ca fracție ordinară. 0,2. 2 pe 10. Da? Ca și cum aș împărți și aș împărți prin 10. Numărul ăsta, da? Deci, hai să luăm deoparte. 0,2. Înmulțesc cu 10. Da? Cu 10 pe 10. 10 pe 10, cât înseamnă 10 pe 10? 1, de fapt. Da. Și înseamnă așa, 0,10, cum se înmulțește cu 10? Vom trece... Virgula la treia, da? Da? Și va face 2 supra 10, vezi? 2 supra 10. Ăsta e motivul. Iar 2 pe 10 se scrie, semnificăm prin 2 și facem 1 pe 5. Da? 1 pe 5. Așadar, în loc de 0,2 puteam să zicem 1 pe 5. Ori 1 pe 5. Ori 1 pe 5. Și cât face 1 pe 5, ori 1 pe 5, ori 1 pe 5? 0,008. Face 0,008. Face 3. E 1 ori 1 ori 1. Nu se adună. E până pe 25. 1 supra... Doamne, 125. 1 supra 5 la 3. Da? Da. 1 supra 5 la 3, care înseamnă 1 supra 125. Și le face 0,2. Hai să împărțim pe 1 la 125. Și o să dea 0,008. Da. Folosind proprietatea x la m ori x la n egal cu x la m plus n, precizați cum este corect. Deci avem proprietatea x la n ori x la m face egal cu x la puterea n plus m. Știm, da. Și acum noi să precizăm cum este corect. 0,2 la puterea a treia 0,2. Ori 0,2 la puterea a cincea este egal cu 0,2 la puterea a trei plus 5. Sau 0,2 la puterea 3-a ori 0,2 la puterea 5-a este egal cu 0,2 la puterea 3 ori 5.
Adică, între astea două variante, care este cea de sus? Prima sau a doua? Deci prima, pentru că autorul fă și drăguț mi-a dat proprietatea. Dar eu n-aș fi dat asta. N-aș fi dat, sigur. Da. Spuneam, mă, voi, din astea două, care-i despre că e corect? Trebuie să știi de proprietatea lui Ființă, dar el. Sigur. El a fost și drăguț, deși a dumneavoastră, a spus, deci pur și simplu, nu a făcut. Asta e falsă, cum să fie? Când ai fost? Întrebarea aia, din ce operație? 0,2 la puterea 3 ori 5, de unde vine? Cum mai poate fi scris? Ca... Apropo de mulțire, de unde să fi provenit? 0,2 la 3-a... Totul la 5-a. Deci 0,2 la 3-a, totul la 5-a. Asta ar fi fost corect. Da? Deci nu prostia asta de aici, nu tâmpenia asta. Asta copie în bază și adunăm exponenții. Că noi știm când făceam operații cu putere. Cum scriam? 2 la a 3-a, ori 2 la a 4-a, 2 la puterea 3 plus 4, da? Egal cu 2 la a 7-a. Dar nu numai cu 2, în loc de 2 poate să fie orice număr, în afară de 0, că 0 la o putere are rost, dar 0 la 3 are rost, numai 0 la 0. Deci de aceea, când în loc de 2 punem 0,2 sau 0,7 sau 0, nu știu câte decimale, dar e important să se repetă. 0,3 la puterea 6-a. 0,3 totul la 6. Este egal cu 0,3 la 2-a. Ori 0,3 la 3-a. Sau 0,3 la 6-a. Sau 0,3 la 6-a. Este egal cu 0,3 la 3-a. 0,3 la 3-a. Ori 0,3 la 3-a. 0,3 la 3-a. 2 la 2-a. A 2 este corect. Aici e fals. Da? E fals aici, pentru că aici, conform proprietății, ne dă cât 0,5 la 2 plus 3, care face 0,2 la puterea 5-a. Cred că nu vrea să greșim cum ar fi să facem 3 ori 2. Cred că la astea se întâmplă. Ia să mai facem 3 ori 2. 0,5 la 3-a. Aici e corect, nu? Se face 0,3, face 0 la 6, pe 3 plus 3 face 6. 0,5 la 3-a. 0,5 tot la 3-a. Ori 0,5 la 2-a. Ori 0,5 este egal cu 0,5 la 5-a. La 5-a. 0,5 la 3-a. Ori 0,5 la a doua, ori 0,5 este egal cu 0,5 la a șasea. E 0,5 la a șasea. Corect, este 0,5 la puterea a șasea. Adică 0,5 la a doua. Aici am adunat, nu? 3 plus 2 plus 1 face 6. Aici este asta. Mai bună. 0,1 la a doua. 0,1 la a doua. Cu 0,1 la a treia. 0,1 la a treia. Scuze, da? Da. Egal cu 0,1 la a cincea. Egal cu 0,1 tot la a cincea. Sau 0,1 la a doua. Cu 0,1 la a treia. Este egal cu 0,01. La a. Atât, 0,01 plus 0,001, care este egal cu 0,011. 0,011. Care este corectă? A doua. Deoarece acolo este adunare, nu înmulțire. Și la a doua este adunare, pentru că s-a făcut. Deci aici este adunare și nu vorbă să adunăm exponenții, dar vedeți, uiți aici, ești atent. Deci, fiind adunare, nu se aplică proprietatea. Se aplică proprietatea numai la mulțire, la copie în bază.
Suntem atenți că altfel pierdem fugă. Altfel din fuga ce mare și bună aici. Bine. Dacă nu ești atent, ai greșit complet. Acum 0,1 la a doua înseamnă ce? 0,1 la a doua înseamnă 0,01 plus 0,1 care înseamnă sunt 30 mare, aici e bine și nu mai bine că la partea este adevărată a doua. Adevărată a doua. Și îți fac să strigă. Dar nu mergi pe asta. Poți să fie amândouă adevărate. Poți să fi fost lucrate corect. Și nu spun dacă una e adevărată sau de falsă. Nu totdeauna să dau așa. Și pur și simplu trebuie să analizăm concret exercițiul. Deci noi nu ne permite să tragem concluzii de statistică. Dacă una e adevărată și alta e falsă. Am făcut de mandat, facem ceva, dar facem mai adică de ecuații, da? Pentru că de multe ori se la două concepte, la departe și foarte, la 0,1, la 2, așa, la 2. Da, deci am terminat. Și de-aia e trist. Nu ești trist? Nu, trebuie să fii trist chiar. Dar chiar este. Eu zic că la câte lucruri facem mai bine, să și promis ceva. Înțeles. Ai fost motivat, cum să zic. A fost motivat. Și toate aia zis, nu-i nimic, nu-i zice, te uiți la bani, că sunt conta, nu-ți cumperi, nu-ți cumperi ce-i vrut. Asta e foarte tare chestia asta. E foarte tare. Și când la banii, uite, ți-am dat, sunt cont, dar nu-ți cumperi ce-i vrut. Da, așa trebuie să te vede fiecare dată. Da. Ca să fim în spate de acasă. Exercițiul numărul 14, de la 22. 14, de la 22. Calculați. A. 68,6. Plus 68,7 plus 23,75 plus 8,25. Asta a mers de ultima de 1 la știută, iar pe dacă am spus și pe ea, n-ai zis. Da, venit urmă cu toți. Acolo nu era 0,6. Deci 68,7. Am vrut 6. 68,7 cu 23,75 cu 8,25 este egal cu 23,75 plus 8,25. De pe fiecare de o parte? Da. Nu. Pe datele. Hai să zicem așa, la sutim. Deci, pe datele soare. Și așa, poftim. 68,7 deci plus 23,75 da. Plus 8,25. Așa. Aici cu 50, 10 minute. Nu facem. 8,7 de 1. 7. 14, da. E bine. 7. Ți minte 1. Da. 9. Ți minte 1. 9. După aia vine 2 cu 3. Dar aici e 9. Că e 8 plus 3 și plus 1. 8 plus 3 care dă 11 și 1 dă 1 dă 2. De 12, da? Deci 8 plus 8, 16, 19 și 1, 20. Zero. Zero aici este, da? Aici e 0, nu? 16, 19 și 1? 20, 0 și 2. 2. Și vine... Hai, Corea, ați făcut și voi 100,7. Deci cine ați reacționat dacă ați făcut? 100,7, da? 100,7. Deci, zic ei, 0,9 plus 0,99 plus 0,999 plus, și așa mai departe, plus 0,99 puncte, puncte, 9 plus 100,9. 100,9. 100,9. De 100,9. 9, da.
Aștept inițiativa voastră, întâi. Eu aș zice un exemplu mai mic de pregătire 3, dacă m-ați întrebat pe mine. Ia uite-te. Se vede că ai fost foarte atent la discuțiile noastre. Deci, uite, vezi, când ne aflăm într-o situație de asta în care nu putem da deodată răspunsul, încercăm de la cazuri particulare, un număr mai mic. Hai să zicem dacă ar fi de la 3, chiar de la 3, și la 2 putem porni. Da? Deci, asta este indice 100. Hai să zicem 100, pentru că este de 100 de ori. Ies indice 2, ar însemna 0,9 plus 0,99, care face cât? Face 1,89. Deci face 9 rămâne la sutim, 8 la zecim și 1 la întregi, da? 1,89. Acum, hai să facem S3, care însemna 0,9 plus 0,9 plus 0,39. Asta face? Păi o să mă adunăm la 1,89. Face 2,89. Daria așa spune că face. Dar l-am făcut 1,89 plus 0,89. Iar chiar și asta, asta o spus și el, zice 1,89. Ce făcusem înainte, că nu mai muncesc eu? Și plus 0,999. Deci 9 rămâne la 1000. 2,889. Deci vine 9 și 2. Nu, 8. 8 vine, da. 2,8. Apare 1. Un 8, un singur 8 și un 9. Tot 10 și sutim, pentru că maxim asta poate să fie, nu la 2 de 9. Și un întreg. Când se deduce cu 3, observăm doar, vedeți? E observație, nu știm că va merge. Dar este o observație de la pasul 2 la pasul 3. Chiar bun. Da? Ia, nu, m-am prins de nou. Și eu m-am prins deja. Hai să vedem de spate. Nu, să vedem dacă așa stau lucrurile. Da. Deci, aici se întâmplă ca la final să fie 2. Uh-huh. 2 de 8 și 9. Deci, numărul întregilor, numărul întregilor este egal cu numărul de 8. 3. 3, 8. Deci, e 4. Care înseamnă 0,9 plus 0,99 plus 0,999 și plus 0,999 este, dar muncim că vrem noi să... Face 3,888. Asta va fi finalul, dar zice, preluăm ce am făcut mai înainte. Adică 2,88 9. Plus 0,9. Cât de 9? 4 de 9. Păi 4, da, spuneți că mulți. Așa. 9. Și da. Să ne vadă toți prietenii, că acum muncim 9 prietenii. 9. Apoi 9 ăsta și 1 de 8 face 9 și 9 face 8. Și tot așa merge un 1 la 8 și face 9 și adunat va face 18, 8 sau 28 vine acolo, să vedem cât vine. Atât, da? Un, așa. Și câți ne om? Încă un om va vine în momentul de față, nu? Că trebuie să fie mai de și trei față. Și trei o față. Că doi întregi și mai vine un întreg în față. Cu alte cuvinte, ca din mecanismul, 9 rămâne zecimea de neimie. Rămâne, da. Ultima.
Și acum, nouă ăsta și cu cine? Cu nouă de aici face 18. Din cu 8 care face apariția. 18, da? Unul se duce spre 8 acela și îl face 9 și vine celălalt 9 și ar face 18 așa și ar face apariția al 2-lea 8, pe al 3-lea 8 din același mecanism. Și întregii, în final, unul care tot se împinge în față, ajunge până la virgulă și ajunge drept întreg, modificând întregul 2, făcându-l în final 3. Nu, este aici, aș vrea. Nu, eu știi ce? Care vreți? Este aici? Este 100. Este 100. Vreau și-o de la profesor, este 100. Nu, no, dar eu vreau să fac altceva. Ce? Aș vrea să te transform în întotdeauna necredincios. Să nu crezi. Dar eu nu vreau să fiu necredincios, eu cred. Nu, observațiile astea pot să fie până la un loc să meargă. Uite, Andrei este cel care este, mă suspectează. Domnul Crezi. Mă suspectează. Păi, eu cred. Sunt actriță, nu vă crezi. Da. Vreau să vă simt lângă mine și să fiți de acord cu mine, că îmi stricați lecția dacă nu sunteți. Bine, sunt eu, Domnul Negri. Da. Nu suntem de acord. Nu suntem de acord. Deci, iată cum încerc acum să spun. Am văzut că atunci când am fost pe indicii 3, adică de-am avut 3 de 9 ultima dată, tot 3 decimale avem, nu? Exact numărul de decimale care e la ultima sumă, termen de sumă. Numărul întregilor este exact egal cu cei 2 de 8, ultima cifră este 9 din șirul de decimale și este interesant că 2 de 8. Apar după aceea, numărul întregilor, repet, este exact câți de 8 sunt aici. Când am avut situația asta de am făcut 4 decimale ultimul termen, adică 0,999. Am avut tot 4 decimale, deci ultimul este cel care dirigează numărul decimale de aici, va fi egal cu rezultatul acela, nu? Și ați avut 3 și au fost 3,8. Am avut 3 de 8, s-a modificat, cred că la pasul următor, numărul de 8 crește cu încă un 8. Și ce e interesant este că și numărul de întregi îmi indică câți de 8 am, parcă. Ei, ați putea de aici trage concluzia că ieșitul este perfect? Da. Asta. Trage, ce concluzie? Ies 100 și n-ar arăta. Deci, va veni în față 99 de 1. Spui tu și de-a 99. Și pe urmă un 9 la sfârșit. Dar știți ce? Ia să vă spun așa. Să zicem că eu am intrat în clasă, nu știu clasa respectivă. Și întreb, cum te numești tu? Horia. Cât are matematică? 10. Ajung la tu, urmă pe, cum te numești tu? Horia. Cât are matematică? 10. Eu din această observație trag concluzia oare că toți am de Horia din clasa respectivă au 10? Da. Testând eu unul sau doi din ei, dacă sunt 15 de ale Horia? Toți au 10. Este o concluzie uneori falsă. Că s-ar putea ca printre cea de Horia din clasă să fie și unul care nu are 10. Așadar, din observația făcută pe modele particulare, nu putem generaliza. Nu putem generaliza. Ci trebuie să vedem, să avem mecanismul pe care trebuie să-l prindem perfect la acum. Observația făcută este corectă, dar nu știm dacă merge. Pentru că s-ar putea ca Andrei spune
dar eu vreau să faceți și pentru 5. Și eu mă apuc și fac și pentru 5. Și arăt mecanismul. Uite, mă, eu n-am să fac să adun pe toți cei 5. Preiau cei ce am muncit mai înainte. Și adun ultimul și ți-arăt. Iată că o fac. Deci tu ești, mă suspectez că nu n-ai priceput mecanismul și n-ai înțeles bine mecanismul. Și atunci tu suspectezi că eu sunt pare că forțez nota și că nu ești de acord. Care e povestea? Adică eu de aceea sunt un pic furios și încerc să-ți explic eu. Dar credem că mi-a crescut tensiunea. Pentru că aș fi vrut să te conving de bun la bun început. Așadar, ies 5. Ce vrei să spui tu? Ies 5 înseamnă 0,9. Plus 0,99. Plus și mai departe. Plus 0,9994. Și plus ultimul, 0,9999 de câte ori de 5 ori. Mă, dar ăsta nu te-am convins că face. N-am muncit mai înainte. Zic eu acum un pic furios. N-am muncit și n-am arătat că este 3,8 și 9. Și plus ăsta care trebuie să mai adun 0,9999 de 5 ori. Și cum se adună mai? Cum se adună două numere decimale? Se așează unii părțile întregi, una sub alta, virgulă sub virgulă și respectăm zecimi, sutimi și mai departe, zecimi mii. Și atunci, nouă ăsta are cu cine să se adune de aici? Nu. Ești convins? Nu. Îl pun. Bine. Dar nouă ăsta? Cu nouă. Cu nouă ăsta se adună. Nouă și cu nouă face 18. 8. Și 1. Și 1, care avansează la vecinul, da? Și face cu ăsta 9 și cu 9 ăsta iar face 8. Și cu 9 ăsta, 1 acela din 8 ăsta și iar face 99. Și se duce la vecinul ăsta și iar face 8. Și se duce 1 acela și face pe 3, 4. Ei, te-am convins? Nu. Nu l-am convins. Nu. De ce nu? Și atunci înseamnă că eu sunt într-o situație fericită. S indice N. Deci eu ce mă întreab, dacă pasul următor... Eu nu te pune pasul următor, nu? Da. Deci eu am o problemă acum, fiindcă nu am asigurat că pasul următor e bun. Că tu mă pui acum să fac și pentru S6. Okay. Și eu îți spun ce și pentru S6, pentru că mă întreb, S7 o fi bine? Și până la S100 trece ora. Și până la S100... De aceea am o problemă. Vom arăta că pasul următor e bun. Deci notați. Andrei îl pune în încurcătură pe profesor. Andrei îl pune în încurcătură pe profesor. El îi cere să facă și pentru S6. Da? El îi cere să facă și pentru S6. Și profesorul simte că își bate joc de el. Profesorul simte că își bate joc. Bate joc în glime. Bate joc. Și că dacă ar face și pentru S6, bate joc. Și dacă ar face pentru S6, sigur îl va întreba de S7. Și tot așa. Și dacă ar face... Da? Dacă ar face pentru S6, sigur îl întreabă și pentru S7. Deci tot timpul, notați, în litere mare, tot timpul întreabă de pasul următor. Tot timpul îl întreabă de pasul următor.
Da? Tot timpul îl treabă de pasul următor. Atunci profesorul chiar asta e mai ală. Atunci profesorul trece la o altă etapă. Atunci profesorul trece la o altă etapă și va arăta că pasul următor este bun. Subliniem asta. Deci la altă etapă și va arăta că pasul următor este bun. Etapa a doua asta, care e cea mai importantă, se cheamă demonstrație. Deci etapa a doua se cheamă demonstrație. Demonstrație. Care ar însemna să scriți în cuvinte o poveste lungă și iată cum faci-o. La etapa a doua, demonstrația. Ce demonstrație? Că pasul următor este bun. Da? Presupunem că am ajuns cu verificarea până la un pas K. Deci presupunem că am ajuns cu verificarea așa împins de Andrei, care e tot mai nepredicios și care tot încrează starea asta de supărare, până la un pic K. K știți ce se însemne? Da. 2, 3, 4... Nu, 2, 3, un K. Un K oarecare. Dar am verificat. Da. Când am ajuns până la pasul 5. După care am abandonat, că mi-am dat seama că el pur și simplu mă stresează. Deci, după ce am verificat câțiva pași, trec la etapa a doua, care se cheamă demonstrația, și spun că am ajuns deja la pasul K. Însemnând pasul K fie 3, fie 4, fie 5, pe care l-am parcurs. Deci, clar, verificat. Ce înseamnă că am ajuns la pasul K? Înseamnă că avem SK. SK demonstrat. SK egal cu 0,9 plus 0,99 plus și mai departe cu 0,99 dar din 9 de câte ori? De 100 de ori. Nu de 100 de ori. De K ori. Păi este nici K. Deci, repet, K-ul fiind ordinul ne-am oprit. Poți să fii capul ăsta 2 sau 3 de elevanda care am taponat din aproape în aproape. Și care este egal? Un 5 de noi. Care e egal de picul. Cât este egal? Cu cât? Ca minus 1. Ca minus 1 întregi. Ca minus 1. Virgulă. Ca minus 1. 8 de câte ori? 8 de câte ori? E ca ori. E ca ori. 8, 8, 8, de K minus 1 ori am impresia. Da. La indice 4, da, K minus 1. Deci de K minus 1 ori. 9 ori. Și un 9 ori în K. Dar, repet, asta este varianta unde m-am oprit eu. Fie la 3, fie la 4, asta este K-ul. Și acum zicem, vom arăta că pasul următor este bun. Asta vom arăta. Adică vom arăta că este indice K plus 1. Da, este indice K plus 1. Asta e pasul următor. K plus 1. Este sigur K, virgulă, 8 de câte ori? De K ori. Și un nou încarnat. Deci vom arăta că pasul următor este bun. Adică cine este acest este indice K plus 1? Este indice K plus 1. Este 0,9 plus 0,92 de 9 plus cea mai departe plus 0,9 de câte ori copii? De K plus 1. Da? Deci, hai să lasă K ori. K ori. Acolo a spus 9, scuze. Aici e 0 de
de K ori plus ultimul cu 0,99 și mai departe 9 de K plus 1 ori. Nu cumva ca... am spus de ca ori, dar în față. Deci, ăsta din față l-am pus de ca ori. Dar nu-i așa. De ce nu? Pentru că ați spus că a putut să mai adăuga și cu ca. De ce din fața lui? În fața lui este din două, cu 2 de 9, în față de lucru singur? 9. În fața ăsta e cu parte 1 ori 10 manus a ăsta? Da. Și atunci asta e de așa muncită, știute. De așa a făcut de noi. Așa am zis, nu? Așa a început. Deci asta este SK plus 0,99 de K1 ori. K plus 1. K plus 1 ori, da. Care înseamnă de așa știut, muncit. SK de așa știut. E K minus 1, nu? Da, da. Este K minus 1 întregi, cu într-o paranteză ca să se înțeleagă, K minus 1 întregi, de al de 8 e un număr de K minus 1 și un 9 în capăt și plus 0, de al de 9, 9, 9, de câte ori? De K plus 1. De al de 9. De K plus 1. Ăsta de K minus 1. Nu, că ați pus așa, de capusul. Capusul, păi. Care face egal mai departe. Hai să vedem ce face. După cum știm să adunăm, începem cu nouă ăsta care era liber. Din experiența din pașii trecuți, știm asta. Apoi, nouă ăsta din față, cu nouă ăsta face 8. Și cum am procedat mai înainte, apar de al de 8, exact câți sunt aici, deci cât K minus 1 și cu K ăsta, ultimul de aici, face de K ori. Deci vine de K ori. Iar întregul acela, cum s-a întâmplat de la 2 la 3, întregul ăla duce și îl modifică pe 2. Adică îl modifică pe K minus 1. Îl modifică? K ori. Da, extraordinar. Apare K virgulă. Deci ies K indice K plus 1. Deci ies K indice, care nu știam noi că va da așa. Deci ies indice K plus 1. Apare ca fiind K virgulă 8. De K ori. Și cu 9 în sfârșit. Și am arătat, astăzi este miezul, pasul următor este bun. Corect. Da? Pasul următor bun. Următor. Bun. Și acum, cum noi am ajuns până la 5, muncit, și cum știm că pasul următor e bun, adică 6 cum va fi? Bun. Deci, atenție, cum am ajuns până la 5? Nu rezultatul. Atenție, mecanismul vreau să vă prindem. Deci, cum am muncit până la 5, te-am transferat aici de s-a dus vestea. Eu nu am și cum am arătat că pasul următor e bun, al lui 5, care